Da, cum vă spuneam și la începutul emisiunii, permisul auto nu mai este un moft, este pur și simplu o necesitate. În această dimineață discutăm despre reguli de circulație și legi. Din punctul de vedere al unui profesor de legislație, a venit alături de noi Emil Forst, instructor de formare profesională în transporturi rutiere. Bună dimineața și bine ați venit Bună la dimineața. Noi! Cum spuneam, permisul auto nu mai este un moft, este o necesitate, pentru așa că este. Mulți dintre noi avem mai multe joburi, alergăm dintr-o parte în alta și atunci ne este mult mai util. Dar ce facem să obținem permisul auto? Că avem nevoie de el, știm. Dar cum facem să-l obținem? Într-adevăr, aveți dreptate, pentru că eu lucrez de mulți ani în domeniu și am remarcat faptul că s-a schimbat structura celor care solicită permisul de conduce. Cine solicita înainte? Oamenii cu bani, care își permiteau și mașina. Exact. Astăzi, pe primul loc, dintre solicitanți, știți cine sunt? Șomerii și studenții și viitorii elevi. Și elevii, viitorii participanți la producție. Da. Deci asta este structura. Dar permisul de conduce, într-adevăr, se obține greu, mai ales la Iași. De ce spuneți asta, că mai ales la Iași? Pentru că Iașiul se situează pe unul din ultimele locuri pe țară în privința procentajului de probabilitate la obținerea permisului de conduce. Am înțeles. Or fi vina cui? Vina tinerilor că nu se pregătesc? Vina examinatorilor că sunt prea severi? Unde o fi? Poate sau fi undeva la mijloc? Poate ați văzut în mass media că la ora actuală există un conflict între cele două părți implicate, da? Da, pe de o parte școlile de șoferi, pe de altă parte cei de la DRPCI care examinează. Dar fiecare se acuză, îl acuză pe celălalt. Și nu cred că asta e soluția pe termen lung. Școlile, polițiști că sunt prea severi, polițiștii la adresa școlilor că nu-și fac treaba serios. Adevărul o să-l vedeți și dumneavoastră, pentru că în Iași, la ora actuală, sunt vreo 50 de școli. În județ vorbesc. Ok. Dar procentajul de probabilitate, vi l-am spus. Cât este? Sub 30%. Sub 30%. Foarte slab. Da. Avem o legislație rutieră bună? Ar fi ceva? N-aș putea spune așa ceva. N-aș putea spune așa. Asta e unul din punctele slabe. Sau una din cauzele acestui eșec, ca să zic așa. De ce? Pentru că și în domeniul legislației rutiere, ca și în alte domenii ale societății, legile se schimbă într-un ritm amețitor. Uitați-vă, de pildă, în Anglia. Sunt legi de la 1800 și ceva care sunt și acum. Și ce stabilitate și prosperitate în această țară. La noi este un relativism, dacă vreți. Iar în domeniul legislației rutiere, cred că se întrece orice măsură. Da, păi observăm că se schimbă proba de examinare odată la 2-3 ani. Ba, e valabilă sala după ce ai luat și trebuie să mai și pici traseul. Ba, dacă pici traseul, trebuie să mai dai sala. Deci chestiunile astea se schimbă odată la 2-3 ani. Și acum există un proiect foarte, de schimbare. Da, în curând urmează să apară noi reglementări în această privință. Se dorea să se mai introducă niște probe. Nu, erau asta, niște discuții la un moment sunt dat. Sunt niște proiecte lansate de niște oameni care, după părerea mea, sunt complet rupți de realitate. Pentru că ceea ce voiau ei nu e aplicabil, practic. Nu este aplicabil. Iar măsuri care au fost bune sunt date la o parte, de exemplu. Vă dau un exemplu. În legislația precedentă se spunea că în organizarea școlilor de șoferi se va face după un proiect comun al trei ministere. Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne și Ministerul Învățământului. Și, într-adevăr, într-o unitate de acest gen sunt trei activități distincte. Da. Organizarea care ține de Ministerul Transporturilor, examinarea care ține de Ministerul de Interne și activitatea didactică propriu-zis care aparține Ministerului Învățământului. Într-o paranteză trebuie să vă spun că inițial aceste școli de șoferi au fost sub patronajul Ministerului Învățământului. Astăzi se uită un lucru esențial și, după părerea mea, asta e una din cauzele eșecului. Da. Că această instituție, înainte de a fi SRL, este școală. Cu atributele specifice învățământului. Cadre didactice, orare, cataloage, programe, planuri de învățământ care spații există. Spații adecvate. Corect? Sigur că da. Dar
din păcate, și cred că asta e principala cauza întrebării pe care mi-a spus-o inițial, de fapt, eu am scris un articol odată pe tema asta, care era o frază care a deranjat acolo pe foarte multă lume, care spunea că se face activitate sau activității respective i s-a dat o tentă pragmatică în dauna celei didactice. Cred că aici trebuie căutată principala cauză. Din punctul meu de vedere, cred că se pierde puțin din importanța parcursului în cadrul școlii de șofer și se urmărește mai mult rezultatul. Exact. Rezultatul dar final. Hai, lasă mai că... concentrăm. Exact, da, e școala. Facem școala, dar luăm permisul, normal, că așa până la urmă asta contează. Da. Mă învăț eu după aia cum să conduc. Da, da, dar e o optică totalmente greșită. Da. Eu am făcut niște studii odată și am întrebat niște patroni de școli, care e obiectivul tău în această instituție? Știți ce mi-au zis? Deși ăsta era în subtext, n-au îndrăznit să spun așa ceva, dar au mascat chestia asta cu să obțină permisul de conducere. Cât mai mulți elevi să obțină permisul de conducere. Asta înseamnă intrări cât mai multe de elevi în școală. Nu contează dacă ei promovează sau nu. Nu, dar știți ce se întâmplă? În plan, vorbim științific. Da. Dacă îți propui un obiectiv greșit și mijloacele de a ajunge acolo sunt la fel de greșit. Da. Pentru că ce, hai să le dăm dreptate. De, și în, spate, în spatele acestui obiectiv se ascunde ceea ce a spus dumneavoastră, Adina. Presupun că au dreptate, că să obțină permisul de conducere. La ce folosește bucata aia de carton, care obții așa cum obții, poate și dai de un polițist mai îngăduitor, dacă ulterior nu știi să conduci, faci accidente, pui în pericol propria ta viață și a celorlalți, provoci distrugeri de bunuri, pierderi de vieți omenești și așa mai departe. Eu cunosc destule persoane care au emoții în a se urca la volan și a circula prin oraș după ce au permis de conducere. Dar uitați-vă pe stradă. Și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie sigur pe ei. Uitați-vă pe stradă, numai la parcările astea. Da. Oamenii nu sunt în stare să facă o parcare corectă. Nu? Sunt mașini lăsate în cele mai ciudate poziții. Da. Anul trecut s-au oprit și în Iași, prin Tătăraș, mașini pe linie de tramvai. E o totală o lipsă de îndemânare și asta de unde provine? Și lipsă de stare? Respect față de ceilalți participanți la trafic. Lipsă. Vedeți la cele accidentele care s-au petrecut în Iași în ultima perioadă. Da. Cum da. Ați cataloga examenul auto? Este suficient de drastic sau... Nu examenul este de vină, să știți. Nu examenul. Polițiștii își fac datoria, să știți. Deși și aici aș avea niște comentarii, poate ulterior. Nu examenul, ci procesul de formare a viitorilor conducători auto. Și chiar formarea formatorilor din școli șoferi, de aici trebuie început, să știți. Vreau să vă dau un exemplu. Sau mai exact să evoc o situație. Ați observat că în ultimii ani, ce în ultimii ani? Din 89 încoace, în România au crescut enorm de mult numărul accidentelor de circulație. Să știți că la ora actuală Uniunea Europeană a amonestat serios România pentru deficiențele în privința securității rutiere. Anual, anul trecut în România a murit un om la 4 ore jumătate. Un sat dispare de pe hartă. Vorbim la figurat de pildă. Da. Adică mor da, în accidentele de circulație peste 2000 de oameni. Ca să faceți o comparație, în Anglia există un clasament al privind raportul dintre numărul de accidente și numărul de morți. În Anglia moare un om la 93 de accidente grave. Pe ultimul loc în acest clasament este România, unde moare un om la 3 accidente grave. Vă dați seama ce diferență este? Enormă este. Și unde, totul, unde este problema, de fapt? Cred că, după părerea mea, trebuie început de la procesul de formare. Să reiau ideea de adineauri. Am zis că s-au mulțit accidentele de circulație. Și guvernanții noștri au luat măsuri. Pe vremea au era... Au pedepsele. Exact. Da. Adrian Năstase, care era într-o funcție importantă, a ieșit pe microecran și a zis: domnule, nu se mai poate, trebuie să facem ceva. Și ce au făcut? Primul lucru care l-au făcut a fost ăsta. Da. Au mărit amenziile. Au mulțit radar. Le-au scos mai mulți polițiști pe stradă. Care a fost rezultatul? Au scăzut accidentele? Același. Nici de cum. Deci concluzia este clară și simplă. Dacă au luat niște măsuri incorrecte, rezultatele n-au fost pe măsură. Deci au greșit guvernanții noștri. Nu cu măsuri punitive luate de sus în jos, de în capul omului, pedepsește, rezolv problema. Trebuia să plece de invers, de jos,
Dar de unde de jos? Să analizăm puțin cauzele accidentelor de circulație din România. Cine sunt cei care produc accidente? Da, da, da. Probabil cei mai mulți șoferi, poate în primii ani de permis. Apropo de asta, până de curând nu au fost date publicității accidentele provocate de tineri. De-abia acum s-a început în această privință. Am înțeles. Dar nu putem da vina în totalitate pe tineri. Uh-huh. Pentru că paleta celor care comit accident este destul de largă. Însă voiam să vă spun că de unde trebuia să se înceapă. Analizând cauzele accidentelor de circulație din România, pe primul loc se situează traversarea neregulamentară ale pietonilor. Deci, iată că... Pe locul 2, neatenția. Și psihologii nu sunt de acord cu chestia asta. Pe locul 3, viteza excesivă sau neadaptată, nerespectarea regulilor privind depășirea, prioritatea, alcoolul și așa mai departe. Credeți că ar fi necesară și, eu știu, educarea pietonilor? În școli? Educarea copiilor în școli? Ce vă spune, Madinău? Dacă pe primul loc în România se situează traversări neregulamentare ale pietonii și dacă mare parte din acești pietoni sunt copii și preșcolari, e clar de unde trebuia să înceapă cu educația. Pentru că, deși în programele școlilor de șoferi sunt prevăzute ore de legislație, știți foarte bine că ele rămân doar pe hârtie. Așa este. Nu se fac. Totuși. Iar următorul pas, după grădiniță, școala generală, clasele primare, trebuia să fie școlile de șoferi. Școlile de șoferi. Pentru că aici, analizând cauzele accidentelor de circulație în județul Iași, primele trei locuri sunt la fel ca pe plan național, în schimb la Iași, pe locul 4 apare neîndemânarea corelată cu lipsa deprinderilor necesare activității de conducere. Pe unde se formează aceste deprinderi? În școală de șofer, sigur. Și ne întoarcem de unde am plecat. Pe de altă parte, mai avem și acele cazuri în care cei care obțin permisul auto nici măcar nu știu să scrie sau să citească. Cum e posibil? Nu e chiar așa. Și există un proiect de lege în privința asta. Ați auzit, probabil, că cu 10 clase. Mi se pare o chestiune total lipsită de realism. Știți de ce? Pentru că nu se va pune niciodată, după părerea mea, în aplicare așa ceva. Este un atentat la drepturile omului. Cel mai deștept copil din lume, știți că n-a fost niciodată la școală? Părinții lui sunt informaticieni, au făcut niște programe IT, au învățat singur și au dat examenele. Deci nu e nevoie de o hârtie. Da, da, da. Dar aici este o problemă, într-adevăr. Pentru că avem și noi reprezentanții minorității rome, de aici, de la Grajdă, de la Ciurea, că mulți dintre ei au fost obținut permise la Pitești. Știți povestea. Da, e celebră povestea. Dar în același timp sunt și reprezentanții acestei etnii care au trecut prin școală. Chiar eu am fost implicat într-un asemenea aici vreau proces. Să ajungem. Știu că profesia de bază a dumneavoastră este cea de psiholog. Da. Și ați ajutat foarte mult tinerii, și nu numai tinerii, din minorități, pentru a obține permisul auto. Da, cum ați făcut acest lucru? Așa este. Iași se poate mândri, poate în antiteză cu celelalte, că este primul județ în care reprezentanți de sex feminin acestei minorități au obținut permisul de conducere. Eu i-am instruit. Știți ce s-a întâmplat? Am pus în practică un experiment. Există un psiholog care spune, american, care spune că orice om poate învăța orice, la orice vârstă, dar cu mijloace adecvate. Mulți ani în urmă, cred că peste 15 ani, am făcut un asemenea experiment într-o iarnă, când mai aveam mai mult timp. Am luat 4 reprezentanți acestei minorități și am școlit. Bine, școala lor a luat 2 luni. E mult. Dar în raport cu diferența dintre vârsta mentală și vârsta cronologică a lor, nu e ceva de mirat. În acest program de 2 luni, le-am vorbit pe limba lor. Adică am adoptat mijloace și de învățământ corespunzătoare și metode corespunzătoare cu retroproiector, cu videoproiector. Cu ocazia asta am învățat și cuvinte țigănești. Dar la sfârșitul acestei perioade, toți cei 4 romi antrenați în acest proces au luat permisul de conducere și 2 dintre ei au ținut cu rezultate maxime la teorie. De remarcat faptul că unul din ei dăduse examen de 17 ori. De fiecare dată pica la teorie. Da. Știți că ei sunt foarte îndemânatici, au abilitățile astea practice. În schimb, datorită școlarizării precare,
au probleme la teorie. Ea m-a ajutat să depășesc. Acum nu mai am timp să fac așa ceva, deși sunt foarte solicitat pe această privință. Da. Deci vedeți că se poate. Dar în urma unui proces de instruire corespunzător. Și ca o antiteză la acest exemplu, vă spuneam de forurile care organizează planurile de învățământ și din școlile de șoferi. Ministerul Transportului a scos acel ordin de care vă vorbeam, în care sunt prevăzute clase de 40 de oameni. Această chestiune sfidează orice logică a bunului simț și legile țării, principii didactice, legea învățământului, care spune că nu poți să introduci într-o clasă așa de mulți. Învățământul frontal este cel mai eficient în această privință. Da. Iar reprezentanta de la Consiliul Local, la Consiliul Județean al Romilor, a protestat față de această măsură și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a condamnat Ministerul Transporturilor pentru așa ceva și chiar l-a amendat. Dar fără eficiență. Lucrurile merg în continuare la fel. Sunt orele de legislație suficiente? La ce vă referiți? La teorie sau la practică? La ambele. Ambele, inclusiv teoriei. Sunt tot felul de teorii pe această privință. Există o rețetă franceză care zice că numărul de ore necesare este egal cu vârsta plus 10. Dar eu nu sunt de acord cu așa ceva. Am avut și persoane de 60-70 de ani care au luat permisul de conducere. Totul decurge de gradul de îndemânare al lor, de instruire și de seriozitatea procesului didactic. Să știți. Dacă ar fi să tragem o concluzie în final, care ar fi, eu știu, principalele soluții care ar trebui făcute pentru ca școlile să aibă un procent mai mare de promovabilitate? Și ce ar putea să facă în contextul actual, așa cum este el, dificil, ce ar putea să facă cursanții ca să treacă mai ușor de examenul de admitere? Mi-a spus două probleme aici. Una vine din partea cursanților și una din forurilor dirigitoare. Da. Cu care să începe? Cu cursanții, să zicem. Mm. Cred că și dumneavoastră, mass media, va revine un rol în această privință. În sensul de a educa publicul. Oamenii caută... Adică eu vreau să vă spun ceva, că am făcut un studiu pe această privință și am ajuns la concluzia că oamenii își aleg școlile după niște pseudocriterii. După cât de renumită este? Nu. Nu. Știți, am făcut un studiu pe bază de chestionare. Pe primul loc, știți ce a ieșit în opțiunea oamenilor? Ce anume? Recomandarea prietenilor. Uh-huh. Pe locul 2, apropierea de școală. Pe locul 3, prețul. Multe școli, în paranteză, practică prețul de dumping. Dacă ai un preț care nu acoperă nici costul benzinei, clar că... Da. Ceva nu e în regulă acolo. Sigur că nu. Dar oamenii nu se uită la asta. Da. Deci tot ce v-am spus acum sunt pseudocriterii. Dacă cineva ar fi făcut o alegere rațională, s-ar fi ghidat după coeficientul de promovabilitate înregistrat de școala respectivă, de preocuparea școlii respective pentru aspectul didactic și nu cel pragmatic al problemei. După seriozitatea oamenilor din școala respectivă, după cum un părinte caută ca al său copil să fie repartizat la cel mai bun învățător din școala respectivă, și în funcție de școală, de numele școlii, așa ar trebui să fie și aici. Din păcate, de asta vă spuneam că trebuie să faceți dumneavoastră un demers de educare a publicului. Asta pe de o parte. Da. Pe de cealaltă parte a problemei, este necesară o restructurare completă a sistemului de învățământ din școlile de șofer din România. Și vă dau un exemplu. Deci vă spuneam la început de cele trei domenii, da? Învățământul, transporturile și Ministerul de Intern. Da. Moldovenii de peste Prut ne-au luat înainte în această privință, să știți. Deși în alte privințe sunt așa normal, în această privință ei au introdus examen pe calculator cu mult timp înainte noastră. La ei se păstrează cele trei dimensiuni ale educației în acest proces. Pentru că la ora actuală, ca să scoți un șofer bun, este necesar un efort conjugat din partea multora. Și instructor, și profesor, și medic, și psiholog și cel de la simulator, toți trebuie să-și conjuge eforturile pentru a scoate un produs finit de calitate. Din păcate, la noi lucrurile nu stau deloc așa.
deosebit de cei din Moldova, care păstrează dimensiunea educațională în procesul de formare a viitorului conducător auto, la noi acest, chiar recent, guvernul trecut, guvernul Ponta, a scos din lege obligativitatea consultării celor trei ministeri. Și acum planurile de învățământ, programele școlare sunt făcute de Ministerul Transportului, care nu are nici măcar un singur specialist în acest domeniu. Vorbeam de formare. Da. Viitorii instructori și profesori sunt examinați de niște reprezentanți ai Ministerului Transportului, care uneori, dacă le iei grila de examinat din față, nu știu nimic. E un paradox teribil. Da. Ca cel examinat, uneori, să știe mai mult decât examinatul. Exact. Da, din păcate timpul ne presează, ar mai fi foarte multe lucruri de discutat, dar vă lansăm invitația să reveniți în emisiunea noastră și mai povestim. Într-adevăr, sunt multe probleme și cred că ați putea face ceva pentru Iași, în primul rând, și, sau pentru un demers adresat autorităților ieșene, că avem specialiști și la universitate și la facultate de mecanică și psihologi care s-ar putea reuni sub forma unui brainstorming pentru a găsi o soluție la această problemă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. A fost alături de noi Emil Forst, instructor de formare profesională în transportul rutiere. Bun, noi luăm o scurtă pauză și ne revedem în partea a doua a emisiunii.